supărați că îmi permit. Ce vârstă posedați? Auzi, da, părinții tăi avea ceva contra să ne... Adică să fie căsătorești? Nici nu se bagă. Auzi, poți să întreb ceva? Dacă nu te super, zici și mie cum te cheamă. Mă cheamă... Dar de ce mă întreb? E, nu vreau așa, te primiți ce. Mă cheamă Petronela din Bir. Aha. Dar pe tine cum te cheamă? De ce mă întreb? Tot așa, din curiozitate. Frosinel de Usteanga. Băi, Frosinele, bine și pe ce mai de tine, mai? Că tu poți să dormi oriunde, ai venit în gara, ai venit în biserică, la nuntă. Care leargă mâini. Și de ce să opresc când fluieră arbitru? Ca să-l înjure! De ce? De mamă! Oare de mine, măi! Frosinele, dacă nu te-ai lovit cumva și la memorie în timpul accidentului, gândește adânc, adu-ți aminte cine ești și spune-mi adevărul că nu mă miști de aici până nu-l aflu. Uite ce frumos el în calea arătat. Vedea prost că nu știu la bătăniță. Măi, nu l-au schimbat, mă, cum să-l schimb? De că l-am verificat la plecare, bucată cu bucată, inclusiv semnul. Și până acum nu mă întreb cum îl cheamă și ce nume i-am pus? Că așa l-au obișnuit și cu mine, mă. M-a întrebat cum o cheamă abia după nuntă. După ce am născut, m-am răzgândit. Vreau să-l cheme. Deci, Gicu e nume prea... Psihologic, da, Gheorghe, Haiali... E bine pentru mine dacă să fie psihologie bună, Gheorghe și gata, lasă-mă faci! De la oameni... La revedere, o să auziți peste 3, 4, 5 ani de mine! Vă aștept, la revedere! Dragă, la revedere! Petronela, tot așa o să fie și numele!